Craiovenii care au casele pe străzile de la periferia Craiovei circulă ca la țară. De 10 ani așteaptă ca străzile să fie asfaltate, iar când vine ploaia, coșmarul se amplifică. Străzile băltesc, iar nenumăratele gropi care s-au format sunt adevărate capcane pentru șoferi. O astfel de situație se întâlnește pe alea 4 poligonului din cartierul Brestei. Așa e de fiecare dată când plouă aici? Așa e de fiecare dată, e și mai rău. Au zis că asfaltează și n-au asfaltat. Ce se întâmplă cu cei care au mașini? Ați auzit vecini care să se plângă că își rup mașinile pe aici, că și le strigă? Da, sunt. Sunt vecini care... Sunt că sunt gropi. Cu copiii, care e situația? De exemplu, dacă o mamă vrea să meargă pe aici cu căruțul? Da, e dezastru. Tot timpul, domnișoară, tot timpul așa ne chinuim. Da. Tot timpul, uite, prin gropi, prin apă, prin... Spun că se asfaltează, că e... A fost în proiect, dar eu știu când. E ani de zile de când nu... De ce credeți că nu se gândește primăria și la dumneavoastră? Pentru că totuși plătiți taxe și impozite la fel ca toți ceilalți cetățenii. Păi eu știu de ce nu se gândește. Ei spun că o asfaltează, dar în ce an s-o asfalta? Credeți că sunteți dezavantajați de faptul că locuiți mai la periferia orașului? Și eu cred. Cred că da. Suntem mai la periferie, mai ca la țară. Nici trotuarele de pe Brestei nu sunt într-o stare prea bună, în special dincolo de cimitirul din acest cartier spre Cernele. În cartierul Bariera Vâlcii, alte două străzi sunt pline de noroi. Este vorba despre străzile Carpenului și Lăcrămioarei, care arată mai rău ca la țară. Și în cartierul Bordei, pe străzile Păuniței și Vidra, sunt gropi în care se adună apă. Și în cartierele Romanești și Catargiu, ploaia aduce cu ea dezastrul. Vorbim despre străzile Prutului, Potelu, Siretului și Drobeta. Pentru anul acesta, primăria Craiova mai are alocați din bugetul public 24 de milioane de lei pentru repararea și întreținerea străzilor, aleilor, trotoarelor și parcărilor. Numai că dintre toate străzile periferiei, doar pe tronsonul cuprins între strada Bucura și bulevardul Nicolae Romanescu se va face întreținere cu beton asfaltic.